Festivalul Inimilor revine la Timișoara, un eveniment de tradiție care sărbătorește cultura fiecărei țări participante prin dans și muzică. La solicitarea Casii de Cultura a Municipiului Timișoara, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a decis pentru buna desfășurare a acestuia închiderea circulației rutiere pe mai multe străzi din zona Parcului Rozelor în perioada 1-8 iulie. Circulația va fi închisă pe strada academiciană Alexandru Borza, strada Gheorghe Andrașiu, strada Silviu Bejan și strada Patriarh Miron Cristian. De asemenea, în data de 4 iulie, în intervalul orar 18-19, va avea loc parada Portului Popular, pe traseul Bulevardul C de Loga, strada Silviu Bejan și strada academician Alexandru Borzam. Șoferilor le este recomandată folosirea rutelor alternative pe perioada desfășurării evenimentului.